Bună, ce faceți? Astăzi este vineri, e vineri, nu? E final de săptămână și m-am gândit să fac niște lucruri pentru mine, pentru corpul meu, pentru sufletul meu și pentru că sănătatea este responsabilitatea mea, a noastră, a fiecăruia dintre noi. Trebuie să văd dacă sunt bine, în așa fel încât, dacă nu sunt, să văd ce am de făcut ca să pot să mă echilibrez. Și astăzi am venit la Kinetics, împreună cu mama. Hello, mama! Hello. Am venit la Kinetics să îmi fac o analiză despre care vom vorbi imediat. Și alături de mine este Gelu Cotma, care este fondatorul de Kinetics și care este un kinetoterapeut absolut minunat. Mulțumesc. Pe care îl știu de foarte mult timp și are grijă de mulți oameni care au făcut foarte multă performanță în sport. Așa. Și o să dăm telefonul să vedeți exact despre ce procedură este vorba. Dar, Gelu, spune-mi despre ce procedură este vorba, dar să înțelegem noi, pe înțelesul nostru al tuturor. Vreau să facem o examinare a întregului organism. O să, în prima fază, să începem cu examinarea de felului cum călcăm. Deci o să te invit să, pe un aparat special în care putem să vedem amprenta și felul cum calci. Adică, dacă în mod normal trebuie să călcăm neutru, adică pe mijloc. Și în funcție de examinare, în funcție de călcătură, putem observa diferite afecțiuni sau impactul asupra organismului. Da, e un lucru pe care l-am auzit de foarte mulți ani, că dacă noi nu călcăm cum trebuie, coloana noastră începe să, și șoldurile și felul în care este așezat tot un corp, începe să se dezechilibreze și începe să avem tot fel de dureri, tot fel de defecțiuni, ca să le spun așa. Exact. De la fel cum călcăm, nu numai coloana vertebrală sau șoldurile, chiar și genunchii și gleznele, și umere și în special coloana cervicală poate fi afectată foarte mult. Postura, în postura, general. Da. Gata, acum acesta este aparatul pe care mă voi urca. Pare așa SF din filmele SF, arată foarte bine, dar am să dau telefonul Monicăi. Mulțumesc. Hai să vedem. Da, și o să vreau să te examinez. Ce trebuie să fac? Și o să... Tu nu trebuie să faci nimic, două săptămâni să faci câteva lucruri, da? Nu să te ridici pe bolfone. Revii. Și faci trei genoflexiuni cu talpa lipită de sol. Uite cum mă îmbrăgare în momentul ăsta. Uite cum mă îmbrăgare în genunchi. Nu prea bine, nu? Perfect. Bun, ce am observat eu la tine în examinare ta? În primul rând, dacă mă uit la tine, la degetul drept, ai un pic de mont, da? O exostoză și la stângul, dar mai mult la dreptul. Asta apare de la felul, e foarte mult influențată de la felul cum mergi. Deci, nu cred. Da. Mondul? Da, exact. Topuri, nu cred. Deci, poate, și topurile, dacă vezi, tu faci mai, tu ai mai mult la dreptul decât la stângul. Dacă te influența tocurile putea fi simetrice, dar tu calci mai mult în interior, tu faci pronație, adică calci în interior cu ambele, dar mai mult dreptul decât stângul. Semn că forțele se transmit asimetric la nivelul întregului organism. Dar știu, pentru că dreapta pentru mine e mult mai puternică. Da. Și cu totul e mult mai, adică și pentru că fac exerciții pe partea dreaptă, am o rezistență mult mai mare decât pe partea stângă. Da, dacă mă duc în zona asta spirituală, așa, zic că asta e partea masculină. Exact. Deci e dominantă la tine. Da. Mă rog, da. Încerc să echilibrez. Bun. De ce apar aceste monturi? Pentru că articulația degetului mare e foarte importantă în biomecanica mersului. De flexibilitatea ei depinde și absorbția șocurilor. Când în dinamică, când se întâmplă asta, practic, dacă observăm, se activează arcul plantar. Activându-se arcul plantar, se face propulsia mersului. Tu faci călcătura dinspre călcâi spre articulația degetului mare. Pui stres pe articulația degetului mare, creierul se sesizează, trimite substanțe de refacere, se depune în exces și apar aceste exostoze sau popular monturi. Dacă articulația se rigidizează, ea să compenseze flexibilitatea de care are nevoie în dinamică, să ducem în interior. Și ușor, ușor ne ducem ușor în area patologică, adică apare hallux valgus. Și aici poate să te afecteze foarte mult, să ai și probleme de coloană vertebrală. Deci am venit la timp, nu? Da, am venit la timp. Dar asta se accentuează odată cu trecerea timpului? Nu neapărat. Sunt și copii care fac treaba asta, sigur. Dar la tine ai un motiv, ești un pic rigidă când tragi piciorul pe spate, în dorsiflexie, spunem noi specialiști, pentru că partea de flexibilitate când tragi piciorul pe spate e foarte importantă, la fel în călcătură, în felul cum călcăm. Și asta, practic, te-a influențat mai mult.
Bun. Așa? De, acum, pentru biomecanica piciorului, suntem ok. Așa. Și aș vrea să-ți examinez coloana vertebrală. Oi, Doamne, nu sunt sigură că vreau să vedeți asta. Dar, bineînțeles, că asta... A, felicitate, să... mă zic, dar de ceva, trebuie să închidem da. Acum. Dar hai să spunem de ce se întâmplă. Vedem postura coloanei, da. Poziția în care stă coloana. O să fac o examinare clinică, adică este un testing articular muscular și văd detalii ce ține, nu știu, dezechilibre musculare, dizabilități la nivelul coloanei vertebrale sau, nu știu, okay. anumite blocaje, da? Și ca să confirmăm asta 100%, putem să examinăm și cu aparatele. Avem aparatura necesară atât pentru biomecanica piciorului, cât și pentru biomecanica întregului organism. Vă spun, e incredibil aici. Prima oară când am venit în urmă cu câteva luni la deschidere, am rămas extrem de surprinsă, pentru că arată ca un centru de nave spațiale. Sunt atât de multe aparate pe care nu le-am văzut, nu că aș fi avut unde să le văd, dar sunt foarte sofisticate și foarte, nu știu, dezvoltate. Da. Acum o să luăm o pauză, să vedem ce face coloana și revenim puțin mai târziu. Acum am ajuns în alt cabinet să facem o altă analiză din urma care, să aflăm ce? Vom afla ce înseamnă ca și deficit muscular biomecanic pe profilul dumneavoastră specific. Deci ce ar însemna modificările biomecanice? Pe românești, adică? Vom face o evaluare. O evaluare, să vedem cum. Evaluare posturală în dinamică. Deci cum stă corpul, corpul atunci când merge. Exact. Hai să vedem. În general, dacă poziția nu este bună sau nu prea cum trebuie, corpul nostru stă în niște poziții necorespunzătoare și ne arătă să foarte tare. Fără să ne dăm seama de lucrul ăsta. Vicioasă. Vicioasă, exact, da. Da. Și este incredibil, am realizat niște lucruri, adică eu mă gândeam că totuși merg, având fiind model, făcând o școală de modele, cumva mulți ani am mers cu cartea pe cap, de pentru care eram foarte, mă gândeam că coloana mea și felul în care stau, postura mea era una corectă, nu, departe de cea corectă, pentru că eu calc în interior, calc în exterior, mai pe spate, mai, și asta bineînțeles că schimbă poziția corpului și are tot felul de efecte asupra... Da, în general... Ce înseamnă, cum percepem noi postura? Nu are nicio legătură cu realitatea. Haideți să vedem atunci aici. Deci avem partea de sus, stânga sus, ceea ce ar însemna flexie, extensie pe trunchi. Adică cum se mișcă corpul în față și în spate. Anterior și posterior, exact. După cum vedeți, avem valori pozitive. Avem valori pozitive. Este ok, este bine, pentru că nu știu să avem acel moment. De balanță. De balanță. Și eu că am gândit că atunci am mers așa. Da, exact. Dar de asta m-am spus. Văd aici că e un minus. Pe piciorul stâng, exact ce am observat la scanarea inițială a biomecanicii piciorului, un deficit de flexie dorsală, ceea ce sugerează că piciorul stâng tine să progreseze mai mult, adică să se încline mai accentuat. Deci, înțeleg. Deci, în momentul în care eu calc cu stângul, ce fac? Calc în interior? În interior. Calc în interior. Exact. Și produce acest deficit de extensie. Deci, eu practic dorsală. Calc așa. Exact. Ca să exagerăm, ca să înțeleg. În interior, exact. Deci, vreau să am pus ce corp, pentru că mănânc corpul aia tendința să stea drept și exact. Atunci și șoldurile. Șoldul tinde să se cadă ușor lateral stânga, pentru că această pronație produce o ușoară scurtare virtuală pe membru inferior stâng. Și este vorba de mulțimea arcului plantar. Știu că primul impuls este să spun că vreau să știu toate lucrurile astea, dar nu te aștept la nimic să fii ignorant, pentru că atâta vreme cât nu faci ceva pentru ele, în timp ele se accentuează și vor fi mult mai greu de rezolvat și vor interveni durerile, incapacitatea de a te mișca foarte ușor, nu? Exact. Și până la urmă pot crea o invalidificată la un moment dat. Exact. Știu că tendința noastră a tuturor este să fugim de probleme gândindu-ne că dacă nu ne concentrăm asupra lor, ele vor dispărea. Nu, asta e gândirea unui copil care crede că prin magie lucrurile se vor elimina de la sine. E, dar nu, avem nevoie să fim atenți să vedem care sunt. Și odată cu, acum, fără să ignorăm realitatea, odată cu trecerea timpului, ele se accentuează. Se accentuează și atunci e extrem de important să vedem care sunt problemele. Pentru că eu una mă trezesc dimineața cu tot felul de dureri. În ultima vreme n-am mai făcut sport și cumva simt. N-am mai făcut sport așa cum aș dori. Și mi-aduc aminte că bunica mea, care trăiește 97 de ani săraca, se trezea și spunea, mamă ce mă doare. Pentru că nu am... Erau foarte multe motive și atunci ca să nu ajungem la
în momentul în care știm că se întâmplă această modificare, care ea poate fi oriunde, cum putem să o corectăm? Păi, avem la dispoziție două variante. Cu susținător plantar, care să corectează această postură greșită a piciorului. Care tabletele trebuie să fie personalizate. Personalizate, exact. Okay. Creante special pe profilul fiecare. Okay. Pentru, de ce? Au și un motiv pentru care se pun și sunt personalizate. Putem controla efectiv această mișcare și prin valorile ulterioare să putem reajusta, însă ea din doar o serie de grupe musculare și apoi grupe musculare profunde, care nu se pot atinge general făcând doar gimnastică medicală. Dar în momentul în care putem talonetele astea, ele sunt pentru toată viața sau o perioadă până se corectează? Depinde de la caz la caz. Unele cazuri mai ușoare, cum ați fi dumneavoastră de exemplu, nu. Deci eu pot să port un pic după care scap. Practic, îmi reiau reflexul de a merge corect. Exact. Deci, okay. Într-un cuvânt, ele fac o reeducare proprioceptivă. Adică ne reînvață, pe noi reînvățăm postura corectă, astfel încât musculatura se plânge pe o postură corectă. Și acestea sunt provizori. Sunt alte afecțiuni, cum ar fi piciorul plat, care acolo, într-adevăr, sunt o condiție a lui de a fi portat. Mulțumesc foarte mult! Dacă ați aceste întrebări, puteți să le puneți, să ne adresați și o să revenim cu răspunsul, dar îmi dau seama cât de important este să fii în control cu corpul tău, să înțelegi exact fiecare modificare, pentru că doar așa poți să vin în ajutorul ei și să o schimbi și să, chiar dacă efectele nu le simți pe moment, bineînțeles că se vor simți. Este mai ușor să previi decât da, e un lucru cu care noi nu am fost educați, pentru care noi mergem la doctor doar atunci când avem o problemă. Sau când ne doare, exact. Mulțumesc mult! Plăcere. Bun, și ce am mai putea adăuga? Deci, vedeți de aici...